Bine ați revenit, stimați prieteni! Nu vă văd, dar știu că sunteți acolo și mă bucur că sunteți acolo. Mă bucur pentru ce este dincolo de simpla prezență. Mă bucur de ce este în inimă închinat Creatorului. Suntem într-o vreme în care vorbim despre convertirile din Biblie, convertirile din Noul Testament, în mod deosebit din Faptele Apostolilor, carte a Bibliei care însumează cele mai multe convertiri. Nimeni nu are de unde să știe câte sunt, însă pe cele mai evidente noi le punem în cuvinte de învățătură și vorbim despre ele. Astăzi am ajuns la convertirea polițistului. Am văzut convertirea ministrului, fapte 8. Am văzut convertirea congresmenului, fapte 9. Am văzut convertirea capitanului, fapte 10. Și astăzi, fapte 16, vedem convertirea polițistului. Preotul Cornilescu, care în 21 a tradus Biblia și în timpul traducerii acesteia s-a convertit, el îl numește temnicerul, adică gardianul, polițistul de la închisoare. Eu o să folosesc termenul acesta contemporan, polițist, și o să vorbesc despre el, temnicerul din închisoarea din Filipi. Pavel este la cea de-a doua călătorie misionară, care durează aproximativ 4 ani, respectiv 49-52, era noastră, Domnul Iisus, și este însoțit de Sila, Timotei și medicul Luca. A doua călătorie sa începe din Antiohia din Siria și se termină tot acolo. Itinerariul acestei călătorii este deci Antiohia, se pleacă spre Derbe, Listra, Galatia, de fapt se trece prin Galatia, Troa, Filip, Tesalonic, Berea, Atena, Corint, Efes, Cezarea, Ierusalim și se revine în Antiohia Siriei. În această călătorie Pavel vizitează trei provincii romane împreună cu capitalele lor, spre exemplu trece prin Macedonia și se oprește în Filip, în capitala Filip, ajunge în Ahaia și se oprește în Corint și ajunge în Asia și se oprește în Efes, cetatea marei zeiții Diana. Pavel și tovarășii lui de slujbă fiind în Filip merg împreună la locul rugăciunii. Se pare că nu era o sinagogă acolo și suspiciunea absenței sinagogii vine din faptul că nu se pomenește sinagoga în prezentarea închinării apostolilor și se spune au mers la locul rugăciunii. Asta înseamnă că nu era o sinagogă și se întâlneau undeva ca să se roage. Însă în drum înspre locul rugăciunii, o ghicitoare, se pare că o fată, o femeie tânără, se ține după ei și vorbește despre ei ca fiind robii lui Dumnezeu, ca fiind oamenii care aduc mântuirea. Ei, plecând de la această întâmplare, de la această narațiune, aș vrea să desprindem două, trei lucruri care să pună în evidență pe de o parte convertirea polițistului din închisoarea din Filip și pe de altă parte să fie de folos deschizând mintea și lărgind orizontul nostru spiritual. Primul lucru, diavolul exploatează ocultismul ca să-i robească pe oameni. Diavolul exploatează ocultismul ca să-i robească pe oameni, să-i țină pe oameni prizonieri în păcat, în ignoranță și în confuzie. Observați că această ghicitoare era dominată de un demon care o inspira. Ea vorbea pozitiv despre grupul apostolilor, încercând în felul acesta să asocieze Evanghelia predicată de Pavel cu ocultismul practicat de ea. Ea nu a făcut un serviciu creștinismului și lui Pavel când i-a prezentat pozitiv, ci i-a prezentat ca de-a ei, ca făcând parte din gruparea ei ocultă. Apoi, stăpânii ghicitoarei erau influențați de acest demon de ghicitorie, de lăcomie, de violență și de corupție. Iată dar că tânăra aceasta, fata aceasta, ghicitoarea aceasta avea niște oameni care primeau bani grei de pe urma slujirii ei. Ghicitoarea era angajată de un om bogat sau de mai mulți oameni bogați care își foloseau influența pentru motive financiare. Biblia remarcă că ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Iată dar că ocultismul poate fi o sursă de interes nu doar pentru diavolul, cât și pentru oameni. Pentru că Pavel poruncește în numele lui Iisus Duhului rău să iasă din ea, ghicitoarea pierde inspirația demonului și nu mai poate să ghicească, iar stăpânii, indignați că și-au pierdut afacerea, business-ul, îl duc pe Pavel în fața autorităților pentru ca să fie judecat.
În al treilea rând, cetățenii din Filip sunt influențați de ocultismul acestei ghicitoare și ajung să se obișnuiască cu ocultismul până acolo încât devin toleranți la magia neagră. Ei cer pedepsirea unor oameni nevinovați pe baza acuzațiilor de natură religioasă și etnică. Uitați-vă, acuzații religioase vestesc niște obiceiuri pe care noi nu trebuie să le primim și nu trebuie să le urmăm. Corect. Dacă nu vreți să primiți și să urmați, atunci nu trebuie să-l omorâți pe omul care vorbește. În lumea aceasta sunt oameni care vorbesc în toate felurile, dar asta nu înseamnă că îi omorâm dacă nu cred ce credem noi și dacă nu susțin punctul nostru de vedere. Dacă au o opinie diferită, nu înseamnă că trebuie să-i omorâm. Cei mai mulți oameni au o opinie diferită de opiniile noastre. De asemenea, nu doar puncte de vedere religioase, ci puncte de vedere etnice. Ei sunt iudei, noi suntem romani. Uitați-vă cum a revenit pe scena istoriei această diferență etnică și religioasă. Uitați-vă, vă rog, în Orient și observați câți oameni sunt omorâți pentru că nu sunt musulmani, diferențe religioase, și câți oameni sunt omorâți pentru că nu sunt orientali, nu sunt arabi. Sunt vânați americani, sunt vânați europeni și fiecare dintre noi avem o oarecare teamă pentru asta. Am văzut un mic videoclip în care era regizată ideea de teamă, de teroare. Un bărbat care arăta ca un arab, avea un rucsac, intra într-un restaurant, îl arunca și fugea. Și într-o clipă toți oamenii din restaurant îngroziți zburau pur și simplu afară, imaginându-și că acolo e o bombă. Evident, nu era o bombă, era doar o înscenare pentru ca să pună în evidență că europenii sunt terorizați. Aceste două motive stau la bază. În primul rând, cel religios. Allah este mai important decât oricine. Toate bombele se pun după ce se pronunță Allah este Dumnezeu. Și apoi epurarea etnică. Cine nu este ca ei, ei au cuțitul, au sabia, au chibritul, ei dau foc la toată lumea, ei taie gâtul la toți. Ei vin în țări în care vor să o ducă mai bine și apoi le spune oamenilor din țara aceea să meargă în iad. Și scriu pe plancarde anumite blesteme pe care pur și simplu le spun oamenilor care i-au primit și care îl plătește șomajul pe care ei îl iau fără să muncească. Scopul meu nu este să vorbesc împotriva neapărat a unei religii sau unei grupări de oameni. Vreau să pun în evidență că istoria se repetă și ca o roată care ajunge din nou cu partea de deasupra jos, tot la fel și astăzi motive etnice și religioase stau la baza conflictelor care au făcut din Europa un câmp de război, o scenă plină de sânge. Populația instigată a cerut pedeapsa lor, pedepsirea apostolilor, și autoritățile i-au bătut cu nuiele și apoi au băgat în închisoare. În vremea aceea, pentru că Roma era stăpână peste toate zonele acestea unde se desfășoară evenimentele pe care eu le pomenesc, exista o lege numită Lex Julia și această lege interzicea ca un cetățean roman să fie bătut pentru niciun motiv dacă nu era mai întâi judecat și în baza dovezilor să fie găsit vinovat și condamnat. Fără o condamnare a unui tribunal care să analizeze dovezile și să-l găsească vinovat, în baza acestei legi, Lex Julia, era absolut nepermis ca un roman să fie bătut. Ori Pavel era un cetățean roman și a fost bătut cu nuiele fără ca să fie judecat, fără ca să fie găsit vinovat. Abaterea aceasta era foarte gravă în legislația Imperiului Roman. Încă un lucru, apostolii au fost obstrucționați și persecutați sub influența ocultismului. Polițistul închisorii l-a băgat într-o celulă după ce le-a băgat picioarele în butuci. Observați cum diavolul exploatează prin ocultism sau exploatează ocultismul și îi robește pe oameni. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc din textul acesta, punând în evidență convertirea polițistului închisorii din Filip, este faptul că Dumnezeu folosește circumstanțele ca să-i mântuiască pe oameni. Opus diavolului, care exploatează ocultismul ca să-i robească pe oameni, Dumnezeu folosește circumstanțele ca să-i mântuiască pe oameni, să-i ierte pe oameni, să-i restaureze pe oameni. Cum? Haideți să ne uităm în textul biblic și să desprindem câteva gânduri majore. Apostolii dovedesc autenticitatea credinței lor în Dumnezeu în mijlocul crizei. Ei ajung în închisoare și ciudat este că nu-și plâng de milă, nu cheamă un avocat, nu se jelesc, nu se culcă frustrați, nu intră în depresie, ci pur și simplu începe să cânte cântări de laudă. Dar ce erau la nuntă? Nu!
Erau la frocumetrie? Nu. Unde erau? Erau în închisoare, picioarele în butuci. Îi aștepta probabil sentința la moarte. Și totuși ei cântă. De ce? Pentru că se încredeau în Dumnezeu. Observați când devine credința vizibilă. Credința devine vizibilă în mijlocul crizelor. Dar ea nu se cultivă în mijlocul crizelor. Se demonstrează în mijlocul crizelor. Credința se cultivă într-o stare de normalitate pentru ca să ai ce să manifesti într-o stare de criză. Oamenii ăștia au ajuns în criză, dar erau credincioși și în credința lor au știut că Dumnezeu îi va scăpa. Iar această criză în care au ajuns a fost un examen bun pentru ca Dumnezeu să demonstreze că își salvează copiii. Este exemplar faptul că apostolii se detașează de necazul în care se aflau și bucuroși se închină lui Dumnezeu cântând și rugându-se. Al doilea lucru, credința lor în Dumnezeu este onorată de o eliberare miraculoasă din închisoare. S-a făcut un mare cutremur de pământ. N-ar fi putut niciun om să provoace un cutremur de pământ. Ușile celulelor s-au deschis singure. Niciun om nu poate să facă asta. Și legăturile de la mâini și de la picioare, aveau picioarele în butuci, s-au desfăcut singure. Acesta se numește miracol. Biblia vorbește foarte mult despre miracole. De pildă, vorbește despre manifestarea darurilor vorbirii în limbi, fapte 2, despre vindecarea orbului de la Poarta Frumoasă, fapte 3, despre moartea năprasnică a lui Anania și Safira, fapte 5, despre întâlnirea lui Saul cu Hristosul glorificat în drumul spre Damasc, eveniment în mijlocul căruia el este frânt de mila și puterea lui Dumnezeu și se convertește, vindecarea lui Enea de către apostolul Petru, fapte 9, și vindecarea lui Dorca, fapte 9, vedenia lui Petru cu fața de masă coborâtă din cer, fapte 10, și eliberarea lui Petru din închisoare, fapte 12, uciderea guvernatorului Irod de către un înger sau uciderea vrăjitorului Elima în semn de judecată, fapte 13, vindecarea unui olog de către Pavel la Listra, fapte 14, sau revenirea lui la viața lui Pavel după ce a fost ca mort fiind bătut cu pietre de evrei în Listra, fapte 14, vedenia lui Pavel cu omul care îl cheamă în Macedonia, fapte 16, și scoaterea demonului din ghicitoarea din Filip, fapte 16, textul pe care noi astăzi l-am citit și pe care lucrăm. Învierea lui Eutich de către Pavel, fapte 20, sau profeția lui Agag, fapte 21. Supraviețuirea lui Pavel după ce a fost mușcat de o viperă pe insula Malta, fapte 28, și vindecarea tatălui Publius, un mare bogătan de pe insulă, fapte 28. Vindecarea multor bolnavi, al căror nume Biblia nu-l mai pomenește. Citind despre aceste miracole întâmplate cu aproximativ 2000 de ani în urmă, e normal să ne așteptăm și noi la repetarea acestor miracole în viața noastră. Sunt două puncte de vedere. Primul, pentru că Iisus este același ieri, azi și în veci, noi trebuie să ne așteptăm și astăzi să se repete evenimentele acestea miraculoase și inexplicabile. Dar miracolele acestea au fost destinate, al doilea punct de vedere, miracolele acestea au fost destinate doar pentru perioada începutului Bisericii Primare, așa că ele nu se vor mai repeta niciodată. Acestea sunt cele două puncte de vedere la extremă, însă adevărul este pe primul punct sau pe jumătatea între ele. Când spun pe primul punct, este faptul că Hristos este același ieri, azi și în veci și miracolele acestea se repetă în toate timpurile după voia lui Dumnezeu. Însă la fel de adevărat este că Biblia vorbește o singură dată despre plăgile din Egipt și ele nu se mai repetă, dar se repetă alte și alte și alte miracole. Revenind la textul biblic, aș vrea să continui și să spun despre faptul că polițistul, văzând ușile închisorii deschise și prizonierii care au fugit, au vrut să se sinucidă. Iată dar cum diavolul exploatează ocultismul ca să-i robească pe oameni. Dumnezeu folosește împrejurările în care se află oamenii ca să-i elibereze, să-i mântuiască. Și polițistul acum este prezentat ca omul ce folosește oportunitatea mântuirii. Polițistul e marcat de două experiențe extreme care tocmai s-au întâmplat. Conform legii romane, el urma să-și piardă viața pentru că nu a fost în stare să păzească în schimbul în care el slujea prizonierii care i-au fost încredințați. Într-o asemenea situație, polițistul trebuia omorât, potrivit legii romane. El a știut că va fi omorât. Lucrul acesta îl înțeleg din versetul 27. Citez.
Când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. De ce a vrut el să se omoare dacă au evadat deținuții, prizonierii? Pentru că el știa că va fi omorât oricum. Va fi expus unui proces, unui supliciu, va fi rușine, groază, va fi prea mare durerea, prea lungă. Așa scotea sabia, se omora și termina tot bâlciul. El a crezut că va muri și s-a îngrozit când și-a dat seama că își va pierde viața. 2. Elementele supranaturale manifestate îl conving că Dumnezeu este prezent acolo. O să citez. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Uitați-vă cum s-a comportat el când apostolii au fost aduși la închisoare. Le-a băgat picioarele în butuci, i-a lovit, i-a băgat în închisoare. Uitați-vă cum se comportă acum. A cerut o lumină, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele celor pe care îi închisese cu puțin timp înainte. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, domnilor, da, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dar ce fel de domn sunt aceștia? Cum domn când te porți astfel cu oamenii ăștia? Încă un lucru care este remarcabil: prizonierii sunt în libertate, iar polițistul se simte prizonier. Nu mai poate să suporte închisoarea păcatului în care se află și spune: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuiți? Apostolii închiși de oameni sunt eliberați de Dumnezeu. Ce bine este să te încrezi în Dumnezeu, să fii prietenul lui Dumnezeu, să fii urmașul lui Iisus Hristos. Paradoxul polițistului: cere ajutor de la oamenii neajutorați pe care el îi închisese mai devreme. El pune întrebarea de care a fugit toată viața: ce să fac ca să fiu mântuit? Și acuză, îi numește pe acuzați domni. În loc să le spună acuzaților, pușcăriașilor, vinovaților, prăpădiților, el se adresează spunându-le: domnilor. Știți de ce și-a schimbat opinia față de ei? Pentru că a apărut Dumnezeu și el a înțeles că Dumnezeu a apărut prin ei. De aceea ei nu mai sunt niște pușcăriași pentru el și sunt niște domni. Iată dar cum percep oamenii pe cei care umblă în compania lui Dumnezeu și care reprezintă numele și voia lui Dumnezeu. El îi întreabă pe oamenii aceștia: ce să fac ca să fiu mântuit? Oamenii cred că ei trebuie să facă ceva pentru a fi mântuiți, însă oamenii trebuie să primească mântuirea care este făcută, realizată de Iisus Hristos. Tatăl a proiectat-o, Fiul a realizat-o, Duhul Sfânt o aplică. Prin faptul că oamenii neconvertiți se gândesc la mântuire când sunt în pragul morții, asta înseamnă că ei au știut despre mântuire, că este indispensabilă, însă au amânat-o din anumite motive în timpul vieții lor. Iar acum când simt că viața li se încheie, atunci caută mântuirea. Dacă nu mai ai timp să cauți mântuirea, dacă mori subit într-un accident sau de un atac de cord sau de altceva, cum mai cauți mântuirea atunci? De ce aștepți până atunci să cauți mântuirea? Omule, dacă știi că trebuie să fii mântuit, de ce nu te mântuiești acum? Noi toți știm care este formula lucrului bun. Dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut cât mai bine și trebuie făcut cât mai repede. Dacă mântuirea este un lucru care trebuie să-l faci, fă-l cât mai repede și fă-l cât mai bine. Fă-l cât mai autentic și fă-l cât mai degrabă cu putință. Observați că apostolul răspunde, dar răspunsul apostolului trece dincolo de dimensiunea întrebării. El întreabă: ce să fac eu pentru mântuirea mea? Și apostolul îi spune: tu trebuie să crezi și crezând vei fi mântuit, tu și casa ta. Iată că uneori sunt alții care se gândesc la casa noastră. Cine? Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu. I-a vestit Evanghelia lui și membrilor familiei lui. Care e reacția polițistului? I-a luat la el acasă și le-a spălat rănile. Cine le-a făcut rănile acestea? Probabil unele dintre ele erau făcute chiar de el sau de colegii lui. Cum se poate schimba un om de la o zi la alta? Știți cine a provocat schimbarea aceasta de paradigmă, de mentalitate? Prezența lui Dumnezeu și manifestarea prezenței sale în închisoare. Când Dumnezeu apare, lanțurile se rup, ușile se deschid, autoritățile își schimbă punctul de vedere. Din închis pe viață devii liber pe viață. Din păcătos sub blestemul păcatului devii eliberat prin puterea lui Hristos, a cărui viață îți intră în suflet și îți umple ființa. Devii un alt om,
Ești plin de pace și de bucurie, aceasta se numește convertire, prin credința în Iisus Hristos și prin căința de păcat, prin pocăința de păcat. A doua reacție a omului acestuia, au fost botezați el și cei ai lui. Cine sunt cei ai lui? Vom înțelege aici că au fost botezați și copiii mici? Nu, nu vom înțelege. Așteptați și nu vă supărați pe mine, nu mai așteptați și haideți să citim în Biblie de ce nu și copiii. În versetele 32, 33 și 34, de trei ori se folosește expresia ai lui, toată casa lui. În versetul 32 se spune următorul lucru, toți cei din casa lui au ascultat Evanghelia, au înțeles Evanghelia. Vă întreb, poate un copil să asculte și să înțeleagă Evanghelia? Păi au dificultăți oamenii mari să o înțeleagă, dar copiii. Au fost botezați toți cei din casa lui și s-au bucurat toți cei din casa lui. Observați că expresia toți cei din casa lui este asociată cu trei verbe. A asculta și a înțelege Evanghelia, a te boteza și a te bucura în Evanghelia pe care ai primit-o și care acum ți-a mântuit sufletul. Vi se pare că aceste trei verbe se pot aplica la un copil, dincolo de denominația din care facem parte? Haideți să gândim cu mintea de adult și să fim cinstiți și sinceri cu voia lui Dumnezeu, pentru că acesta este adevărul. Succesul polițistului s-a bucurat cu toată casa lui. Observați cum ajunge omul ăsta la bucurie. Un om brutal, care trăia între pușcăriași și profesia lui l-a expus la un stil de viață brutal. Și totuși intră bucuria în casa lui, pentru că doi dintre polițiștii pe care i-a bătut și i-a închis, îl conduc la mântuirea sufletului, la botezul în apă și la împărăția lui Dumnezeu. În concluzie, polițistul acesta a folosit oportunitatea oferită de Dumnezeu. A crezut, s-a botezat și a devenit mântuit. Dragul meu prieten, nu știu cine ești și nici dacă ești convertit, dar știu un singur lucru. Omul acesta avea o viață bună acolo, un serviciu bun. I-a disprețuit pe cei doi pe care i-a zvârlit închisoare, dar a avut o experiență care pur și simplu l-a copleșit. Dacă acești doi prizonieri i-ar fi adus argumente despre credința lor, el nici nu i-ar fi ascultat, probabil că i-ar fi lovit, dar observați că apare Dumnezeu pe scena vieții lui și se întâmplă trei lucruri inimaginabile, incredibile, inexplicabile. Un cutremur de pământ, ușile celulelor se deschid ca din senin și legăturile acestor doi deținuți, picioarele îmbutuși, cătușele de la mâini, cătușele vremii, pur și simplu cad la pământ. Argumentele le-ar fi respins, dar prezența lui Dumnezeu și manifestările acestea miraculoase nu le mai poate respinge. Frica de moarte și simțământul prezenței lui Dumnezeu îl conduc să întrebe, ce să fac ca să fiu mântuit? Te întreb în această zi, în încheierea acestei misiuni, ești un muritor ca mine. Vrei să spui întrebarea aceasta în mod sincer și să ai parte de împărăția lui Dumnezeu? Îmi asum că îți pui această întrebare, de aceea îți răspund. Trebuie să crezi, trebuie să te botezi și apoi să gestionezi într-o viață fericită bucuria de care îți va fi plină inima. Haideți să ne rugăm, stimați prieteni. Tată Ceresc, Creatorul Cerului și al Pământului, ne închinăm în fața Ta cu reverență, mulțumindu-Ți pentru că în dragostea Ta ai găsit o soluție la starea noastră de vinovăție din cauza păcatului și ne-ai mântuit datorită lui Hristos care a murit pentru noi. Îți mulțumim că ne oferi exemplul acesta din care să învățăm că niciun om nu este așa de rău încât tu să nu-l mai poți primi dacă el acceptă să creadă, să se boteze după cuvântul din Biblie. Înțelegem că nimeni nu este atât de bun în același timp ca să nu aibă nevoie de mântuirea care se primește prin credință și care este confirmată, care este dovedită prin botez, botezul care este o mărturie vizibilă la acțiunea iertătoare a lui Dumnezeu invizibilă din inima omului. Ne aplecăm în fața Ta să ne închinăm. Știm că ești Creatorul nostru, că prin puterea Ta nesfârșită și neînțeleasă de muritor ne-ai creat
și în dragostea ta ne-ai mântuit prin Fiul tău care s-a întrupat și a devenit om ca să ierte pe oameni, însă s-a întors să fie Dumnezeu pentru ca să-i ducă pe oameni în împărăția lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai iertat, îți mulțumim că umbli cu noi, îți mulțumim că inima ne este plină de bucurie, de siguranță, de fericire și de pace. Și toate acestea se datorează celui care ne-a luat amarul, rușinea și păcatul, vinovăția și ne-a adus în suflet pacea și bucuria. A ta să fie cinstea și onoarea, Tată, și a lui Hristos, Fiul tău și a Duhului Sfânt. Amin. Dragi prieteni, apreciez răbdarea, prezența, disponibilitatea. Mă rog lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe data viitoare să aveți parte de zile frumoase.